Meseria de astronaut pare perfectă. Ai parte de o priveliște unică de fiecare dată când călătorești în spațiu. Poți face parte din proiecte uimitoare care să ofere informații de valoare și vei avea parte de senzații pe care nu le vei găsi în altă parte. Deși există și câteva părți negative, cum ar fi mâncarea, îngrijirea personală și reducerea considerabilă a activității sportive, un astronaut poate avea parte de lucruri mult mai îngrijorătoare. De exemplu, pot exista momente în care racheta cu care acesta este în misiune să sufere o lovitură de asteroid care să-i afecteze total funcționalitatea. Astronautul va trebui să aștepte o echipă de recuperare care să-l aducă înapoi pe Pământ sau să folosească capsula de urgență. Însă a existat și situația în care un astronaut a fost lăsat în spațiu, iar astăzi noi vom vedea ce s-a întâmplat mai exact. Personajul principal de astăzi, Krikalev, s-a născut în Leningrad, în Uniunea Sovietică, mai exact în Saint Petersburgul de astăzi. Krikalev era un fan al sporturilor încă de mic și de asemenea și-a prezentat interesul față de activitățile radio. El a absolvit liceul în 1975, continuându-și studiile la Institutul Mecanic din Leningrad, reușind să primească diploma de inginer mecanic în anul 1981. Imediat după absolvire, acesta a decis să se alăture MPO Energia, organizația industrială rusă responsabilă cu activitățile de zbor spațial cu echipaj. Acesta a fost responsabil pentru testarea anumitor echipamente și dezvoltarea unor metode care să servească unei bune desfășurări a activităților spațiale. De asemenea, în anul 1985, când stația spațială Salyut 7 a eșuat, Sergei a lucrat în misiunea de salvare, reușind să repare sistemul de bord. Deși Sergei avea meseria de inginer la bază, acesta a avut oportunitatea de a deveni și cosmonaut, lucru pe care nu l-a refuzat. Astfel, după decizia din 1985, el a fost repartizat pentru a urma un program de pregătire pe care l-a finalizat un an mai târziu, urmând să fie distribuit în cadrul misiunii Buran Shuttle. Așadar, în 1988, Sergei Krikalev primește prima sa misiune de lungă durată, dorindu-se prezența sa la bordul stației spațiale Mir. Soyuz TM-7 a fost lansat pe 26 noiembrie 1988 cu Krikalev ca inginer de zbor, comandantul Alexander Volkov și astronautul francez Jean-Loup Chretien. Echipajul anterior a rămas pe Mir încă 25 de zile, marcând cea mai lungă perioadă în care un echipaj de 6 persoane a fost pe orbită. După ce echipajul anterior s-a întors pe Pământ, Krikalev, Polyakov și Volkov au continuat să efectueze experimente la bordul stației Mir. Sergei Krikalev a fost supranumit ultimul cetățean sovietic, având parte de o misiune al cărui parcurs nu și l-ar fi imaginat niciodată, așa cum s-a întâmplat pe 18 mai 1991. Fără voia sa, Sergei s-a trezit dintr-o dată un pion al politicii internaționale, fiind practic blocat în spațiu. Timp de 312 zile, el a privit cum superputerea comunistă Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice devine Federația Rusă. De asemenea, a văzut din exterior cum orașul său natal, Leningrad, devine Saint Petersburg. Sergei a fost repartizat spre stația spațială Mir din cosmodromul sovietic Baikonur, care se află în Kazakhstan. Inițial, acesta ar fi trebuit să îndeplinească o misiune de maxim 5 luni, după care să se întoarcă acasă din prisma faptului că nu a fost pregătit pentru misiuni mai lungi. Lucrurile au luat o întorsătură totală în momentul în care s-a întâmplat lovitura de stat. Pentru noi, aceasta a fost o surpriză completă, își amintea Krikalev. Nu am înțeles ce se întâmplă. Când discutam despre asta, am încercat să înțelegem cum va afecta industria spațială. Practic, după acest eveniment, întoarcerea lui Krikalev a fost amânată. Cosmonautului s-a spus că nu există bani care să îl aducă înapoi. O lună mai târziu a primit încă același răspuns. I se cerea să rămână acolo puțin mai mult.
Lunile treceau, iar Serghei primea același răspuns. M-am întrebat dacă am puterea să supraviețuiesc pentru a finaliza programul, nu eram sigur, a spus el. Cosmonautul rus a fost supus unor riscuri poate chiar mortale, de la atrofie musculară și radiații la creșterea riscului de cancer și slăbirea sistemului imunitar pe zi ce trece. Acestea erau doar câteva dintre posibilele consecințe ale unei misiuni spațiale prelungite. Datorită hiperinflației, Rusia a ajuns să aibă probleme majore cu resursele financiare. Astfel, aceștia au recurs la măsura de a vinde locuri altor țări către stația spațială pe racheta Soyuz. De exemplu, Austria a cumpărat un loc pentru 7 milioane de dolari, în timp ce Japonia a cumpărat unul pentru 12 milioane pentru a trimite un reporter TV acolo. În cazul lui Krikalev, misiunea a durat de două ori mai mult decât era planificat inițial. El a petrecut 312 zile sau 10 luni în spațiu, stabilind fără să vrea un record mondial în acest proces. De fapt, ar fi putut pleca. La bordul Mirului era o capsulă Raduga care a fost concepută special pentru a face întoarcerea pe Pământ, dar luarea ei ar fi însemnat sfârșitul lui Mir, deoarece nu mai era nimeni altcineva care să aibă grijă de el, astfel cosmonautul rus a prețuit prea mult naveta spațială pentru a o abandona în spațiu. Și totuși, în cele din urmă, cosmonautului i-a surâs soarta și prin intermediul Germaniei, acesta a reușit să se întoarcă înapoi pe Pământ. Krikalev s-a întors în cele din urmă pe 25 martie 1992, după ce Germania a plătit 24 de milioane de dolari pentru a cumpăra un bilet pentru înlocuitorul său. Putem doar să presupunem cât de bucuros a fost Serghei în momentul în care a pus din nou piciorul pe sol. Totuși, știm că cosmonautul era într-o stare foarte proastă din punct de vedere medical. Alături de steagul său sovietic imprimat pe costumul spațial, Serghei a ieșit din capsula Soyuz mai mult mort decât viu. Acesta era palid și nu se putea descurca singur, nici măcar nu își putea ține echilibrul. Astfel, patru bărbați l-au ajutat să stea sprijinindu-l în timp ce își așeza picioarele pe pământ. Unul dintre ei i-a oferit o haină de blană în timp ce celălalt i-a adus o porție de mâncare. În timp ce Krikalev era plecat, periferia lui Arkalik, orașul în care a aterizat, încetase să mai fie sovietică și devenise în schimb parte a Republicii Independente a Kazahstanului. Orașul în care locuia nu se mai numea Leningrad, devenise în schimb Saint Petersburg. În timp ce se afla în spațiu, el a orbitat Pământul de 5.000 de ori, iar teritoriul propriei sale țări se micșorase cu mai mult de 5 milioane de kilometri pătrați. Schimbarea nu este atât de radicală, după cum Krikalev a spus la o conferință de presă mai târziu. Am trăit pe teritoriul Rusiei în timp ce republicile erau unite în Uniunea Sovietică. Acum am ajuns în Rusia, care face parte din Comunitatea Statelor Independente. Întreaga lume auzise deja de victima spațiului, el fiind deja cunoscut ca un erou. După această călătorie neplăcută, Serghei a dorit să-și continue meseria și astfel, la 2 ani după ce a revenit pe Pământ, acesta a ales să plece într-o altă misiune spațială. Totuși, meritele i-au fost recunoscute și a devenit primul cosmonaut rus care a zburat pe o navetă NASA. Putem afirma că Serghei Krikalev a fost prins între niște jocuri politice care nu îl priveau. Deși acesta a plecat cu cele mai bune intenții în spațiu, nu a fost tratat cu respectul pe care îl merita. Gândiți-vă la cât timp a petrecut singur pe navetă, dar și la ambiția care l-a făcut să nu renunțe la stația spațială. Într-un final, acesta a reușit să se întoarcă pe Pământ, să-și revină din punct de vedere medical și să continue misiunile de descoperire a spațiului. Pe lângă asta, Serghei a rămas și cu o experiență foarte interesantă de povestit. Cam asta o să fie cadru. Am uitat la valiera. Mă uit imediat ce înregistrăm. MA62, dubla 1. Am mers destul de repede. Houston, we've got a problem. În sfârșit, mai avem cum se numește celălalt video? Da, mai avem pe ăla cu 2100.